Ima ingleza voštej. Nema, nema. Voštej še je braik. Spuneți-mi, rog, numele de familie și prenumele. Familia Popa, Costea, al lui Ștefan. Așa. În ce an v-ați născut? În 1930. Unde v-ați născut? Aici, în Onișcani. Înainte de război în Onișcani, până în 41, locuiau evreii aici în sat? Da, locuiau. Vă amintiți care v-a zis? Mi-amintesc, de ce nu? Că era și colegi de școală care a învățat cu dânșii. Mi-amintesc. Da, cam câte familii locuiau? Da, poate am ușa să spun. Una, două, trei, patru, o cinci familii. Îi cunoașteți pe careva dintre înșii după nume sau după nume de familie? Așa îi cunoșteam pentru că ei avea prăvălie, avea magazin. Și ne ducem și cumpăram, ba una, ba alta, ba, ia ca de ce. Vizuală îi cunoșteam. Da, da, da. Când s-a început războiul, ați văzut ce s-a întâmplat cu evreii la voi în sat? Da, când s-a început războiul, eu eram în partea asta, e schip să merg să vă arăt, chiar și locul. Că nici suim cu mașina. Eram când te duci șoseaua în coașă, înspre, nu șoseaua când merg la vale. Am avut logor acolo, parte, unde le pășteam vitele. Și când eu eram dimineața, era undeva pe la ora 10-11, în vremea asta. Și am văzut că vine o coloană din sat, vine coloană din sat. E copilăraie din urma lui, femei, oameni care plângeau, care nu știu ce. În coloană erau și copii și bărbați? Sau numai... copii nu erau deșmiței, dar era natori de care merge singur. Deci mai mărișori. Da. Apoi dacă îmblau la școală, în clasa 2-3, era mărișor. Și m-am luat și eu după dânșii. După ei am vedere după coloană. După coloană și după oamenii care merge cu dânșii. Și ne-am suit, ne-am mărs la deal, dar noi nu știam ce poate se întâmple. Am mărs la deal și de-am acolo, când am ajuns, acolo era făcut tranșei încă înainte din război, prin 38-39, se știe că aici, pe vale și acolo, cum îi spunem, se știe că probabil ați și linia frontului. Și s-au făcut tranșei contra tancurilor, erau făcute zigzag, știi, așa, ca să, că nu era în direcție dreaptă. Și așa, și așa, și așa. Și când de mare erau tranșeile? Tranșeile erau undeva 4 metri adâncimea și 8 metri lățimea. Tranșeile erau. Da, mai sus de amă pe creasta dealului, erau făcute tranșei unde trebuie să șadă pe hota. Era făcută prima linie și a doilea linie. Tot așa, zapate, tot. Vedeam, noi am mers, până am mers, am văzut că mergea înainte, probabil că era pregătit vremea dinainte, acolo unde se ducă, și am mers și până acolo. S-a pus că era loc pe unde se bagă în tranșei, eu pus acolo în tranșei. Eu vred din tăi înăuntru? Da, în tranșeul cel mare, care contra tancul. Uh-huh. Eu vred în tranșeul cealaltă. Și noi, ca copii, știi, bani încolo, bani ca și de aștept, uitam. Am s-o pus că pe haine nu putem cunoaște și sunt nemți, români, mai știu eu de care. Dar i-au adus soldații pe dânșe? Soldații i-au adus. Dar ne auzei mătani și limbă vorbeau soldații și ea? Dar nici nu ne-am tras atenție. N-am tras atenție nici limbă. Dar nu... Țineți minte cam cât soldați erau cu dânșe? Vă zic că era unul înainte, unul din urmă și doi deoparte și doi deoparte. Cam așa e ceva, după cum îmi amintesc, dar precis nu poți. Undeva vreo 6 soldați. Da. Așa. Da, evrei câți erau? Tot nu pot să spun aproximativ cât. Familia așa și în 6 familii, dar câți evrei? Dar ai cunoscut, erau toți acolo și ei din Onișcani?
Eu era din Mănișcan, din Chincuteț, erau din Mănișcan. Și s-a dus eu băgat în tranșeu, tot acolo, eu pus așa grămadă, ei cum, uite, era așa grămadă eu pus. Și i-a dat voi 5 minute ca să ei să vorbească între dânșii. Și în timpul ăla, vreau că s-a pus unul cu pușca mitraliere pe malul, pe mal și unul pe alt mal. Și când au prins să atrage, eu m-am speriat, am șticat jos. M-a luat alții pe mine, discuțor, și m-a adus. Eu n-am putut rezista. Și ei au rămas acolo. Și apoi i-am luat deuza, s-a dus oamenii și eu îngropat, nu i-a lăsat, știa așa și alea. Dar mă, ta două zi fost acolo la groapa? N-a fost, a zeuză zi n-a fost. Dar după spuse la alții. Uh-huh. După spuse la alții, așa mi-a spus că e îngropat. Uh-huh. Îngropat să nu umble animalele, eu mă știu și... Dar când mergeau pe drum acolo spre groapă, pe dânsul i-a dus cu bagaje sau i-a dus cu mâinile goale? Care avea în mâine câte o sietcă, câte ceva avea, știi așa, dar greutate așa mare n-avea. Și când a ajuns acolo în groapă, pe dânsul i-a dat înăuntru cu tot cu bagajele și ele da, alea, da, sau da, totul da, i-a dat? Da, 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 da. Și eu... Ei aveau producte, probabil mâncare și ceva. Uh-huh. Că nu știe așa se întâmplă cu dânsul. Și i-a lăsat îmbrăcat sau i-a pus să dezbrace? Nu, i-a lăsat îmbrăcat. Cum a fost așa i-a lăsat. Dintre și mă, ta, ți-ai minte cineva? Cine-i cunoscut dintre ăștia? Eu aici din sat, care erau în sat, am cunoscut pe tăiață. Pentru că ei aveau prăvălii, avea magazinele lor. Uh-huh. Cum am o bară. Și ne duceam la dânsul și cumpăram ba una, ba alta, ba alta. Ei se ocupa mai mult cu comerțul. Și cum să ne cunoști dacă era satin? Erau câțiva băieți care au și învățat cu mine într-o clasă. Învățat cu mine într-o clasă. Și ținei minte pe nume sau nu? Nu-i mai țin. Știu că pe unul îl chema Șoilic. Șoilic? Da. Dar și el nu-i mai țin. Și el tot era acolo, Șoilic? Tot era acolo, da. Da, când ai spus, mă, ta, că i-a lăsat 5 minute să, și ei rămas bun, auzeai ceva și vorbeau sau s-auzeai? Ei între ei din și vorbeau, dar și ei vorbeau, nu știu. Nu știu, dar mă, se vede că ei s-au priceput, probabil că și poate să întâmple. Așa eu am început, s-au priceput. Am dat la și distanță, ai văzut tot asta? E cum la și distanță? Depinde dacă șeză undeva pe mare, tranșeul. La 4 metri, 3-4 metri, așa ceva, știi? De la 3-4 metri? Da. De la tranșeul și ala. Și acum? Și sigur că eu. Și când a prins atrage, eu m-am speriat. Dacă și eu am văzut cum... Sunt cum și de omul, n-am văzut. Deci i-a dat toți odată în groapă acolo? Toți odată, toți grămadă, toți grămadă. Și eu n-am înțeles, era o mitralieră sau două mitraliere? Unul pe un mal și unul pe alt mal. Asta, ai spus că era de 8 metri lățimea tranșeul? Da, da, da. Și da. La așa distanță mare? Și 8 metri, da, e așa, de aici e cam părâmul și dacă nu mai lat. Și unul era acolo cu mitraliera și unul... Și unul din pa... Da, unul pe mal și unul pe mal. Da. Așa alți soldați unde erau? Cum ați spus că erau șase soldați, dacă... Așa ei lansă, nu, n-am observat unde sunt. N-am observat. Că era lume de pe lume și știi, nu puteai să vezi ce și cum. Era lume și din sat multe care... Da, era lume care au mărți din urma lor, știi, așa merge din urma lor. Dar v-a dat voie, nu v-a alunga? Nu. Dar voi să uitați,
Dar oprins a spărie și au fugit ei singuri oamenii. S-a spărie și au fugit ei singuri. Dar ce s-a întâmplat cu avierea la evrei ăștia de la voi din sat? Nu pot să spun ce s-a întâmplat. Se vede că după au auzit ele la alții, apoi toți și rei de lucru, și bețăvan, și leneș, probabil că o lua. Eu așa m-am început. Că nu, statul nu a luat-o. Statul nu a luat nimic. Numai ei. Ei și avea în prăvălie așa, sau în magazinul așa la lor, mâncare, băuturi, sau mai știu ce era, au luat toți aici, rei de lucru. Da, atunci, în afară de evrei, au mai fost omorâți și alți oameni? Nu. Nu știți dacă țiganii nu erau omorâți? Nu erau nimic. Nici comuniști? Nici nu erau. Au mai fost și alte cazuri când ați văzut atunci, în timpul războiului, ca să fie omorâți alți oameni? Nu a fost. Au fost așa după câteva zile sau nu știu cât, l-a dus de la Gârboviaț. Ce l-a dus? Tot niște evrei, dar și așa mai puțin, nu știu cât. Dar nu eu am pușcat acolo, mai departe. Dar mă, ai văzut cazul ăsta? Nu, cazul ăsta nu. După spus-i la alții. Ați auzit de la alții? Da. Și unde i-am pușcat? Tot acolo, în tranșeul ăsta. Tot în tranșeul ăsta. Eu putem să mergem să vă arăt dacă sunteți cu mașina. Ca să știți, să vă puteți face închipuire cam cum a fost. Vă mulțumesc frumos! Atâta?